deja e treabă serioasă de avut să faci. Marcus. Salut! Astăzi vă invit în cadrul Institutului de Pomicultură Mărăcineni Argeș. Vă invit la un simpozion care are ca subiect de dezbatere cultura alunului. Dacă sunteți interesați și aveți răbdarea necesară, urmăriți acest material. Mulțumesc pentru prezența astăzi într-un număr atât de mare în această întâlnire de la Institutul Pomicol. Spun acest lucru deoarece atelierul care este titlul acestei zile, pe care noi l-am gândit începând din primăvara acestui an și să-l organizăm în acest loc, s-a transformat, cum vedeți, într-un adevărat forum, atât prin prezența dumneavoastră și de asemenea și a reprezentanților autorităților românești și italiene. Practic, nu lipsește nimeni astăzi din lanțul valoric din industria alunului din țara noastră. Și spun asta pentru că începând cu firmele de proiectare și de consultanță, trecând prin producătorii de pesticide și erbicide și insecticide și îngrășăminte, trecând prin sistemele de irigare, firmele de irigare și companiile de pregătire și întreținere a solului, sunteți toți prezenți și încă o dată vreau să vă mulțumesc în numele organizatorilor de astăzi, care sunt alături de Institutul Pomicol, cele două companii cunoscute în Europa. Este vorba de Ferrero Hasselnut Company și Corvinus Est, cărora încă o dată le mulțumesc pentru, nu numai pentru suportul financiar, dar și pentru prezența deșilor în număr mare alături de specialiști italieni. Cel mai important însă este prezența dumneavoastră, așa zisele firmele de livadă, care începeți un drum lung, o specie care are o longevitate mare și care o să le dea sus. Sper să nu le dea prea multe bătăi de cap. De aceea, rog pe toată lumea să considere această zi o zi liberă, în care dezbaterile și întrebările dumneavoastră să fie destul de insistente. Noi încercăm cu specialiștii din Italia și din România să răspundem. Să fie o zi a clarificărilor problemelor dumneavoastră, a negocierilor de business în industria alunului. De aceea rog ca și pauza în timpul prânzului, care va avea tot în foaierul Institutului, să fie o continuare a dezbaterilor în sală. Acest lanț valoric începe cu proiectare, apoi cu execuția de livezi, apoi cu pregătirea teren, apoi cu întreținere, cu depozitare, cu uscare, cu procesare, cu fabricile de ciocolată sau fabricile de altfel de dulciuri până la piața de fructe proaspete. Încă o dată vreau să remarc prezența tuturor acestui lanț, tuturor acestor zale din acest lanț în acest loc. Și încă o dată să vă mulțumesc pentru prezență. Să fiu sincer, ideea acestei întâlniri s-a născut în primăvară, după ce domnul ministru Daia a ținut foarte mult să aibă loc o dezbatere cu caravana Planului Național Strategic în Agricultură și a făcut-o ziua de 28 februarie. Am avut câteva întâlniri cu colegii care organiză master și am hotărât această zi, în toamna acestui an, încă o dată mulțumesc celor două companii pentru implicarea totală în acest eveniment. De fapt, unul dintre reprezentanții acestor companii, domnul Daniel Crăiță, va fi alături de mine moderatorul zilei de astăzi și încă o dată, în mod personal, vreau să-i mulțumesc pentru că este unul din motoarele acestui specii din România. Fie că sunt în fața scenei, fie că sunt în spatele scenei, să știți că a fost un drum destul de lung și, încă o dată, mă bucur că reprezentanții statului și autorităților, prin prezența Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, autorității de management și direcției de politici agricole, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală este prezentă, Academia de Științe Agricole și Silvice este prezent prin secția de horticultură, rețeaua de stațiuni de cercetare cu colegii conducători sau cercetători, universitățile sunteți prezenți. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și o să vă spun câteva lucruri legate de administrație. O să avem 5 teme de abordat. Fiecare temă avem 40 de minute și la dispoziție. Și o să
să rog ca speakerii, o să ocupăm mai puțin de jumătate din timp cu prezentările noastre, care reprezintă doar un motiv de inițiere de dialog cu dumneavoastră. Și 9 milioane pentru ridicare. Beneficiarii acestei intervenții sunt fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative agricole, societăți cooperative agricole, organizațiile de producători, sumele și ratele de sprijin. Valoarea, valoarea maximă a sprijinului rambursabil este de 1,5 milioane de euro pe proiect. Avem o diluație de 1 milion de metru sub proiectul prezentat. Cu excepția proiectelor care sunt care conțin doar achiziții simple, achiziții de utilaje fără construcții, montaj, unde valoarea este de 300.000 de euro. Instituții că litovate sunt o schermă, dintre centuri. Bine. Intensitatea sprijinului este de 65%. 60% pe recunoșută convenibilitatea de partea de Ministerul nostru. Condițiile de eligibilitate, adică condițiile minime pentru accesarea sprijinului, sunt următoarele. Sunt prezentate în mare, detalierile, condițiile de eligibilitate se regăsesc în ghid. De la noastră guidă prezentată pe ordinamente. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare cu finanțării investiției, viabilitatea economică trebuie să fie demonstrată în baza de documentației tehnico-economice. În cazul proiectelor de procesare, depozitare, condiționare, minimum 50% din produsele pomicole trebuie să provină exploatația pomicolă proprie. Allora, la metà di questi soldi riguardano l'investimento in un impianto da lavorazione del prodotto. Solicitato va a figurare nel sistema API ANSVSA. Il cliente deve essere iscritto in base della API. In caso ufficiali e riconversi, solicitato deve utilizzare solo materiale fruttifero in categoria biologica certificata o altra categoria. Riconversione delle vecchie, dei vecchi berretti o altri impianti pomicoli, questi qua devono essere presentati contro documenti che si ritrovano. Pentru pepiniere, condiția este similară. Pentru vivai sunt aceste condiții. De asemenea, suprafața, în cazul proiectelor care vizează și înființarea de plantații pomicole, suprafața minimă este reprezentată, dimensiunea economică minimă este de 3.000 de euro standard output. Parlando di 3.000 euro come input. Și de asemenea, ultima condiție de eligibilitate este ca solicitantul să depună proiectul tehnic avizat de Institutul de la Institutul de Pomicultură de la Mărăcie. Richiedente deve inoltrare sau stațiuni. Un progetto minimato e liberato dall'Istituto di Ricerche e Produzione di Mărăcie. Ca și cheltuieli eligibile, categoriile mari de cheltuieli eligibile. Sunt investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole. Sunt lucruri de afară, de lucruri, de leti, de lucruri. Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole. Lucruri de noi vivai. Echipamente, sisteme de avertizare timpurie supra fenomenelor meteorologice nefavorabile. Sistemi antigrandina, independente. Înființarea, modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă. Ammodernamenti de cose esistente già in quanto l'igiene e la biosicurità a livello di azienda. Înființarea și extinderea sau modernizarea unităților de condiționare sau depozitare. Le nuove creazioni oppure le estensioni o ammodernamenti delle unità di condizionamento oppure stoccaggio dei prodotti. Înființarea, extinderea sau modernizarea unităților de procesare. Oppure coloro di lavorazione a livello dell'azienda. Înființarea, dezvoltarea componentei de comercializare, marketing la nivelul de exploatație. Sfântul de la componenta de vendita e del marketing la nivelul de la dita. Producerea și utilizarea energiei electrice regenerabile. Electricità regenerabile. Investiții care contribuie la diminuarea emisiilor de GES. Oppure investimenti che contribuiscono a ridurre le emissioni della GES, che è una componente secondaria del progetto, però. Investiții corporale, investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă, înființarea sau modernizarea echipamentelor pentru irigații. Investimenti per irrigazione, investimenti per l'aumento della
de luzul de la informatica la nivel de la agendare. Înființarea sau modernizarea căilor de acces în cadrul ferme. Crearea de nume stradă la nivelul de agenda. De asemenea, strategiile și investiții în active necorporale. Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și siguranță alimentară. Achiziționarea de tehnologii, patente, licențe, software, marketing, pentru accesarea sprijinului există o grilă de punctaj, punctajul maxim fiind 100 de puncte. Parleam de 100 puncte de acordare pe maximum, pentru parleam de un proiect de genere. Cele două componente au grile de selecție separate, pentru că a fost nevoie de câteva adaptări pe componenta de modernizare și înființare pe pepiniere. Ele sunt similare, dar au mici diferențe. O să le trec pe scurt în revistă, sunt în prezentare, sunt de asemenea și în ghid și am zis că trebuie să facem puțin mai repede cu prezentarea. Primul principiu este principiul înființării de plantații. Principiul înființării de plantații pepiniere sau reconversii de plantații pomicole. Acesta are două criterii. Unul este pentru reconversia plantațiilor pomicole și următorul este pentru înființarea plantațiilor pomicole. Principiul 2. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru investiție similară. Principiul 2. Vedeți că în accesul la finanțamente e dat soprattutto a coloro che non hanno usufruito dei fondi europei per un investimento simile attraverso il piano di sviluppo e riconversione per 2014-2020. Principiul investițiilor în plantațiile care promovează patrimoniul genetic pomicol. Sono gli investimenti negli impianti che stanno promuovendo il patrimonio genetico pomicolo. Aici sunt prioritizate, este prioritizată folosirea soiurilor autohtone. Delle varietà autohtoni. Maturitatea, principiul 4, maturitatea financiară a solicitantului. P4. Principiul apartenenței, principiul 5, principiul apartenenței la o formă asociativă. Aici avem două subcriterii. Unul se referă la solicitantul care este membru într-o formă asociativă și al doilea, solicitantul este o formă asociativă. P5 se referește acolo la care sunt deja organizați în un OP, oppure că vor organizați în un OP. Principiul 6, principiul proprietății, solicitantul obține punctaj suplimentar dacă deține în proprietate terenul pe care se înființează sau se face reconversie. Dependente, se deține în proprietà o administrațiune, i tereni, gli impianti che esistono già e vogliono essere riconversionati, oppure la terra che fa, porta 15 punti da quello che vedete, perché vengono valutate ad un alto livello. Principiul 7 și ultimul este principiul utilizării soluțiilor digitale și operațiuni legate de agricultura de precizie. De la soluțiune digitale, ori de reparațiune legate al agricultura de precizie. Următoarele slide-uri erau pentru punctajele pe componenta de pepiniere, dar nu o să le repet pentru că v-am zis că diferențele sunt minore. Trecem direct la ultimul slide. Andiamo la ultima cosa, cioè. Pentru a fi primit la finanțare, un proiect trebuie să respecte pragul de calitate prestabilit minim. Pe ambele componente, pragul minim de la care un proiect intră în etapa de selecție este de 20 de puncte. 20 puncte. De asemenea, sesiunea va fi deschisă pentru ambele componente o perioadă de 4 luni. Questi sono stagioni da 4 mesi che sono tutte aperte per presentare e inoltrare i vostri progetti. Și fiecare etapă de pe slide corespunde unei luni, deci astfel în prima lună, la prima componentă, sunt 80 de puncte, este punctajul cu care se intră. Avem 40 în a doua, 60 în a doua, 40 în a treia și 20 în ultima lună. La pepiniere, punctajul este ușor mai mic pentru că am analizat proiectele depuse anterior. Punctajul e un po' inferior. Și se începe de la 60 de puncte, ulterior scade la 50, 40, respectiv 20. Vă mulțumesc și dacă există întrebări. De domande de afară, vi aspetto dopo, come indicava, direttore Comando.
Ce important este că continuăm continuăm investițiile în pomicultură, începute cu mai mult de 10 ani, prima idee să ne spune tot aici. Și pentru că e prezent domnul Daia și tot la referire, să știți că la începutul acestui an, în perioada de tranziție, au fost discuții să se oprească investițiile. Și tratava di fermare effettivamente l'investimento in pomicoltura. Și dacă motorul s-a repornit, să știți că îi aparține acestui om. Il motore però non è stato spento. Care la începutul acestui an sono andati avanti. Dobbiamo veramente ringraziare dottor Daia. A găsit finanțarea în perioada de tranziție și acum transiție, un alt punct are, o să vedeți, sau foarte, este prezența pepinierelor. Prezența de vivaio. În așa fel ca... Cine spune acest lucru? Că și în 2027-2034 finanțarea va continua. 24-27 va continua cu viața din România, cu plantele din România. Dacă o să importăm stâlp de beton sau sârme sau antigrindină, avem o mare obligație ca plantele să fie produse în această țară și adaptate aceste condiții. Întrebări, dacă sunt pentru... Ce sunt domande? Vă rog. Numele meu este Mirela Călinescu și sunt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezența numai atât de mare alături de noi la acest eveniment. Ringrazio tutti coloro che siete presenti, sono Mirela Călinescu, vi presenterò tutto quello che vuol dire lo stato attuale del Lucciolo. Înființarea locului demonstrativ a fost posibilă cu suportul partenerilor de la Ferrero Hazelnut Company din Italia și Corilul Sest din România. Și doresc să asemenea Ferrero HO, asemenea Corilul Sest pe creare il nostro lotto dimostrativo in quanto il nocciolo di Romania. Carora doresc să le mulțumesc cu această ocazie, atât pentru buna colaborare, cât și pentru sprijinul oferit la realizarea evenimentului de astăzi. Lotul a fost înființat în primăvara anului 2022, cu material săritor produs atât prin bătășire cât și prin înmulțire in vitro și au fost suprafață de 1 hectar. Cuprinde 22 de soiuri obținute în România, Italia, Statele Unite ale Americii, Spania, Germania și Franța. Studiul se desfășoară în 3 locații, în Italia, la Universitatea din Perugia, coordonată de doamna doctor Daniela Farinelli, și în România, în 2 locații, la Institutul Pomicol Mărăcinei și la SCDA Lodin. Conform fișelor de cercetare comune, se urmăresc procesele de creștere vegetativă, productivitatea soiurilor, fenologia, susceptibilitatea la stresul abiotic și biotic, precum și caracteristicile carpologice și tehnologice. Scopul acestui lot demonstrativ este de cercetare, având o varietate atât de mare de soiuri, și ulterior de transfer al rezultatelor obținute către cei interesați, respectiv cultivatorii de aluri. Conform analizelor de sol efectuate înainte de înființarea plantației de către AgriStudio Italia, care sunt prezenți astăzi alături de noi, deoarece pH-ul inițial al solului se situa sub valorile optime ale speciei alun, necesare speciei alun, a fost necesară aplicarea de amendamente, de asemenea pentru îmbunătățirea caracteristicilor hidrofizice, chimice și biologice ale solului, s-a administrat localizat la plantare, compost din resturi vegetale și îngrășământ organic humic granulat. Cele 22 de soiuri au fost plantate pe viloane, cu distanțele de plantare de 5 ori 4 metri. Cu excepția Tonda Gentile de la Langhe și Tonda Gentile Romana, distribuția celorlalte soiuri au fost distribuite câte 2 pe fiecare rând. Pentru fiecare soi ne-am propus ca jumătate dintre plante să fie conduse sub formă de tufă, iar cealaltă jumătate
cu trunchi, cu înălțimea la 30 de 60 de centimetri, respectiv, sau monocultină, cum este cunoscut. După plantare, intervalele dintre rânduri au fost amânate cu ierburi perene, iar pe rândul de plante s-a efectuat depicidarea între plante, păstrând o zonă de aproximativ un metru în jurul plantelor. Zona în care s-au prășit manual, au fost efectuate prășit manual. Irigarea este realizată cu tuburi de picurare suspendate la 60 cm, cu diametru de 16 mm și picurătoare dispuse la 80 cm distanță. Iar fertilizarea se realizează cu ajutorul unui sistem de tip Venturi. Înainte de plantare, așa cum am spus, au fost administrate amendamente, dolomită 5-7 tone la hectar. La plantare s-a utilizat atât din fertilizare cât și manual Kinactiv Root Raiza Mix, compost vegetal și natur complet C, iar pe perioada de vegetație au fost aplicate administrate atât prin fertilizare cât și prin aplicare foliară, iar Amila, Nitrabor, Cristamac, Cristalon Blu, Politex, Bushpeific și Caiși. Am efectuat o grupare a sortimentului în funcție de origine. Astfel, lotul conține 3 soiuri și o selecție din România, din Germania, Spania și Franța câte un soi, din Statele Unite ale Americii 5 soiuri și din Italia 10 soiuri. Soiurile acoperă o gamă largă de vigoare a plantelor, dimensiuni și formele ale fructelor și implicit direcții de valorificare. Fișa de cercetare comună celor 3 locații are ca direcții de studiu determinări privind procesele de creștere vegetativă și rodire, și anume vigoarea plantelor, habitatul de creștere, suprafața preției coroanei, capacitatea de drajonare, intrarea timpurie pe rod, cantitatea de mânduri femei și amenți, numărul de plante pe cluster, producția de fructe pe plantă, aderența involucrului la fruct și conținutul de clorofile din frunze. Observațiile fenologice. Observațiile fenologice vor urmări înflorirea, dihogamia, dezmugurirea, maturarea fructelor și defolierea. Determinările privind susceptibilitatea la stresul abiotic și biotic vor fi realizate prin monitorizarea principalelor boli și dăunători, precum și prin monitorizarea eventualelor daune provocate de stresul termic, înghețuri, arsuri solare. În ceea ce privește caracteristicile carpologice și tehnologice, vor fi efectuate determinări specifice în laborator. Vă mulțumesc pentru atenție și am convingerea că în continuare, domnul profesor Mihai Botu. Mulțumesc frumos, domnule director. Bună ziua! Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și voi încerca să nu vă plictisesc foarte tare cu materialul pe care încerc să vi-l prezint. Pentru început, însă, aș vrea să fac o mică precizare. Provin de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, care a început activitatea de cercetare în domeniul alunului în anii 70. Și activitatea continuă și astăzi, să știți, nu s-a oprit. Într-adevăr, scara la care activăm astăzi este mult redusă din diverse motive. Dar nu vreau să insistăm asupra acestor lucruri. Începem cu începutul. Alunul comun. Îi se spune alun de pădure. Eu zic că nu mai este actuală denumire alun de pădure, ci mai degrabă alun de cultură. Da? Pentru că este extins în foarte multe țări ale lumii. Dacă însă ne referim la alunul de pădure, el se găsește, după cum vedeți, pe un areal extrem de larg, în aproape toată Europa și, sigur, chiar și în America, Asia Centrală și în nordul Africii. Sigur că ulterior a fost introdus și pe celelalte continente. Arealul respectiv nu înseamnă însă că în absolut toate regiunile condițiile sunt extrem de favorabile unor culturi comerciale. Atenție, vorbim de alunul sălbatic. În România
România îl găsim, în România îl găsim în stare spontană, atât în stare semi-spontană, cât și cultivată. Vedem niște imagini cu alun în zona muntoasă, la altitudini de 800-900 de metri, sau chiar 1200 de metri. Deci, sunt condiții destul de bune pentru această specie. Încă o precizare, n-ar trebui să-l mai considerăm arbust, ci mai degrabă arbustoid. Datorită vigorii sale, după cum vedeți, sunt plante care au chiar 9 metri, 10 metri, 12 metri înălțime și mai este și specia alunul turcesc, care o să vedem că este și mai mare de... Deci se întâlnește, mai ales la marginea pădurilor de foioase, de-a lungul râurilor, drumurilor, în zonă de colinare, dar și, după cum vedem, în zonele montane. O altă specie de interes pentru noi, care își are arealul natural și pe teritoriul țării noastre, este Corylus colurna, respectiv alunul turcesc, care, spre deosebire de alunul comun, are trunchi și drajunează extrem de puțin sau chiar deloc. Și, după cum vedeți, și involucrul fructelor și frunzele sunt un pic diferite. Vedem imagini cu astfel de exemplare în diverse locații ale țării. Putem spune cu mândrie că avem în zona Vâlcea un exemplar de 140 de ani, care ar trebui declarat monument, având în vedere vârsta și dimensiunile sale. De asemenea, în zona de sud-vest a României există distribuit acest alun turcesc în foarte multe păduri. De ce ne interesează alunul turcesc? În primul rând, pentru portaltoi. Se pune foarte mare accent, la ora actuală, în multe țări, pe utilizarea acestei specii ca și portaltoi, având în vedere, în primul rând, vigoarea, posibilitatea de a conduce plantele cu trunchi, monotrunchi, fără să fie nevoie să înlăturăm drajonii. Se pare că aduce și un aport în ceea ce privește calitatea fructelor. Și deci va trebui să demarăm niște programe de selecție în cadrul populațiilor locale. Vedem imagini cu alun turcesc pe care am mântuit diverse soiuri de alun de cultură. Sigur, altuirea nu se face foarte ușor. Noi avem o instalație specială de, eu știu, de calosare la cald și altuirea se face la masă, în condițiile țării noastre. Din punct de vedere al situației culturii. După cum a spus și domnul ministru, alunul a fost considerat foarte mult timp o specie de interes minor. Și abia după Revoluție, în jurul anilor 2010, a început să existe un interes crescut pentru această specie. Cu toate astea, activitatea, vă spuneam, de cercetare a debutat în anii 70, s-a reușit înființarea unor mici plantații pe întreg teritoriul țării, în zonele, bineînțeles, favorabile. Era un target de 5.000 de hectare undeva la sfârșitul anilor 80, dar care, din păcate, nu s-a mai realizat. În prezent avem o creștere a interesului pentru cultura alunului. Vedem că am atins suprafețe de circa aproape 1.000 de hectare, da? Și producții livezi pe rod de 1.500 de tone. Mă bucur că văd interes foarte mare din partea fermierilor pentru această specie. Sunt convins că veți avea succes cultivând alun. În ceea ce privește activitățile derulate de stațiunea Vâlcea, ele au debutat, în primul rând, cu ideea de a crea soiuri pentru masă, nu pentru industrializare. E o altă mâncare de pește, cum se spune. Adică soiurile de masă sunt soiuri cu fructe mari. De regulă, peste 3 grame jumătate, chiar mai mult. Soiurile pentru industrializare se învârtă undeva în jurul a 2 grame, 2 grame jumătate. Sigur, trebuie să aibă anumite atribuții ca să poată să fie folosite cu succes în prelucrare industrială. Deci, pe noi ne-a interesat, în primul rând, crearea de soiuri de masă. Soiuri de masă care pot să aducă beneficii cultivatorilor, pentru că și valorificarea este un pic mai bună. În sensul că alunele în coajă se vând la prețuri mai bune decât cantitățile foarte mari care sunt destinate procesării. Și poate că aici ar fi loc să discutăm un pic despre sortimentul acela impus. În sensul că se pot accepta soiuri de masă dintre soiurile române și nu numai. Dar nu trebuie să ne cramponăm pe această idee. Trăim într-o societate, să zicem,
globalistă, globalizată, da? Sortimentele de soiuri sunt dinamice. Nu trebuie să rămânem pe sortimentele de acum 100 de ani. Tot timpul apar soiuri noi. Tot timpul va trebui să le cercetăm, să le studiem, să le promovăm. Listele oficiale, de asemenea, trebuie să adaptate, dar ca să poată să fie adaptate, trebuie să existe interes din partea celor care dețin soiurile. Ei trebuie să vină să își promoveze soiurile. Da? Bun, legislația europeană zice că putem să înmulțim soiurile care sunt în catalogele europene. Dar Ministerul, dacă a impus condiția ca să avem și soiuri românești, ceea ce e bine, sigur, trebuie să fim un pic mai deschiși la minte și să gândim lucrurile în așa fel încât să putem asigura și producție pentru industrializare, pentru că asta contează cel mai mult. Da? Avem de-a face cu partide foarte mari de fructe la industrializare, cu un preț reglementat sau, mă rog, asigurat la nivel mondial și de aici vin și profiturile în cazul plantațiilor mari. Am început cu colecțiile. Am adus germoplasmă din diverse zone ale lumii. Peste 70 de soiuri, multe dintre cele pe care le aveți și dumneavoastră în loturile demonstrative, au fost testate la Lucea anterior. Vorbim de soiurile americane, soiurile spaniole, soiurile franceze și altele. Între resursele genetice, sigur, s-au remarcat unele dintre ele din sortimentul internațional, care au dat rezultate și în condițiile noastre. Dar atenție, condițiile de climă din acel moment erau puțin diferite față de cele actuale. Iernile erau mult mai reci, alunul are niște probleme cu temperaturile. Așa, per total, rezistă la minus 20, minus 30 de grade, dar trebuie să ne gândim că trebuie să asigurăm și producție. Nu numai planta care să aibă frunze. Da? Ne interesează fructele. Și aici sunt multe de discutat și probabil că vom discuta despre aceste aspecte un pic mai târziu. Apropo de popularizare, de informarea fermierilor, s-au produs niște cărți. Din păcate, ele nu au ajuns la fermieri. Da? Vorbim aici de o carte, Cultura intensivă a lunului, din 1987. Peste 200 de pagini. Da? Apoi, capitole din mai multe cărți, culturile nucifere, da? Cu un capitol despre alun. La fel, nu cu alun, castanul și alte nucifere. Deci, informații ar fi fost. Am colaborat, am participat la diverse simpozioane internaționale, în Statele Unite, în Turcia, în simpozioane pe tematica alunului, da? În Italia, da? Și în alte zone. Și s-au publicat lucrări cu privire la comportarea soiurilor, atât cele românești, cât și cele din sortimentele internaționale. S-au obținut și soiuri. Vă spuneam, soiuri pentru masă, în primul rând. Cel mai cunoscut este Pâlcea 22, pe care bănuiesc că mulți îl aveți în livezele proprii. Este un soi originar, să zicem, din Turcia. Da? Este vorba de furfulac, dar care a suferit o selecție clonală și, de fapt, este o mutație în cadrul soiului furfulac. Are avantajul că nu crapă fructul, spre deosebire de furfulac sau imperial de Trebizond, dacă e același lucru, da? Sau cargalac, are diverse denumiri. Și după cum vedeți, și la capitolul miez, da? Din punct de vedere calitativ, este destul de bun, pentru că se depelează ușor de tegument. Da? Este un pic cam mare, ca și dimensiune fructul, da? Ajunge la 3 grame 900 sau chiar mai mult. Da? Și randament de miez undeva la 49%. Un alt soi, cozia, da? De asemenea cu fructe mari, în jur de 4 grame, este obținut prin hibridarea soiului uriaș de Hale, care este polinizator, dar care are fructe foarte aspectoase. Într-adevăr, nu este foarte productiv, nu are niciun procent foarte mare de miez, dar este un polinizator pentru multe dintre soiurile de alun. Acum, și aici sunt multe de discutat, cu privire la alelele de incompatibilitate. Că și alunul, la fel ca și omul, are preferințe. Cu unele soiuri se împacă, cu altele nu se împacă, din punct de vedere al polenizării. Uriașul de Vâlcea. Un soi care este obținut prin hibridarea soiului american Tennis, deci tot soi de masă, și un soi cu frunze roșii. Este un soi deosebit de interesant, pentru că are fructe foarte mari, se apropie de 5 grame, însă are o chibă, în sensul că nu poate fi mulțit decât prin altoire. El fiind o mutație. Și nu este stabilă decât prin altoire. Nu
prin marcotaj. Romavel a fost creat ca și soi pentru industrializare și masă. Este un soi care, sigur, este pentru acel moment, anii 80, anii 90, era un soi adecvat pentru prelucrare industrială în România. Categoric, la nivel internațional, solicitările sunt un pic diferite. Dar vorbim de o cultură pomicolă aflată la început în România. Da? Fructul, vedeți că este destul de aspectos, un pic cam mare, în jur de 2,9 grame, cu un procent bun de miez. Arutela este un descendent al încrucișării între Uriaș de Hale și Tonda Gentile de Relanghe, cu dimensiuni ceva mai mici, fructe destul de uniforme și are o serie de atribuții care, zic eu, îl poate conduce acest soi să fie în viitor poate acceptat în prelucrarea industrială. Și mai avem și alte soiuri, Rover, care are și utilizare ornamentală, pe lângă cea potențială de industrializare, și alte soiuri, cum ar fi Valver, prin Val, Nat Val. Nu vreau să vă plictisesc cu toate aceste soiuri. Un lucru foarte important, referitor la polenizarea alunului. Alunul, vă spuneam, are afinități sau particularități în ceea ce privește acceptarea anumitor soiuri polenizatoare. Și există niște alele. Sunt un fel de variații ale unor gene. Și funcție de aceste alele, dacă se întâlnesc două soiuri care au măcar o alelă comună, ele nu prea sunt foarte compatibile. Iar dacă ambele alele sunt comune, nu sunt compatibile deloc. Și deci trebuie asigurați polenizatori. Și vedeți aici câteva exemple dintre respectivele soiuri și, în plus, și alelele astea, unele sunt mai cumoți și altele mai puțin cumoți. Adică unele sunt dominante, altele nu sunt dominante. Dar, sigur, vom mai discuta despre aceste aspecte și ulterior. Cei care valorifică materialul sănitor, respectiv pe pieriștii, vin cu un sortiment de soiuri care are garantat și polenizatorii adecvați. Așa că ar trebui să luăm aminte și să ascultăm ceea ce ne îndrumă să facem specialiștii, în așa fel încât să avem și rezultate. Și, în final, un alt produs al plantațiilor de alunci, nu numai, trufele. Au luat amploare în urmă cu mulți ani ideile de a produce material infestat, între ghilimele, cu aceste ciuperci nobile. Și vedem câteva exemple. Noi am recoltat aceste trufe în plantația noastră obișnuită, fără să facem inoculare, fără să facem nimic. Și am avut surpriza ca într-o zi să găsim 18 kg. Adică se poate. Dar sunt niște condiții speciale. Degeaba vii cu plantele, să zic, infestate, dacă nu au condițiile necesare. Îți trebuie un anume tip de sol, o anumită reacție a solului. Dacă vii cu plantă care zice-se că produce trufe pe un sol acid, în vecii vecilor nu vei obține trufe. Îți trebuie un pH undeva 7, 7,5, chiar 8. Noi avem o zonă unde e 1,2 și acolo am obținut cele mai multe trufe. Da. Și vă mulțumesc pentru atenție. Am onoarea astăzi să vă introduc în domeniul tendințelor climatice și puțin al probabilităților, după care vom decide împreună dacă plantațiile de-a lungul din România au nevoie sau nu de irigare. România are o primă temperatură continentală de tranziție, marcată în principal de etajarea pe nivele de altitudine, dar și de influențele climatice. Continentale în partea de est, oceanice în partea de vest și nord-vest, scandinavo-baltice pe o zonă limitată din nordul țării, submediteraneene în sud-estul țării și pontice în zona de litoral. Temperatura medie în România oscilează între 6 grade Celsius în zona Harghita-Covasna și 11 grade Celsius în zona de delta. Temperatura minimă se atinge în ianuarie, care este cea mai mică, cea mai răcoroasă luna anului, și ajunge în jurul valorii de 38,5 grade Celsius, un
condițiile în care în luna iulie, cea mai călduroasă lună din an, maxima absolută urcă până la 44,5 grade Celsius. Nivelul de precipitație anual oscilează în jurul valorii de 367 de milimetri și prezintă o tendință ușoară de coborâre din partea de nord-vest către sud-est. Alunul este o specie care se dezvoltă optim în condiții moderate cu manifestări extreme de unitate ale factorilor climatice. Este destul de rezistentă la temperaturile scăzute, având o limită de rezistență la gelul de minus 28 de grade Celsius, un interval al temperaturilor optime oscilând între 10 și 24 de grade Celsius, o maximă absolută de 35 de grade și o minimă de numai 5 grade. Dincolo de aceste valori absolute, procesele fiziologice se încetinesc foarte mult. Cunoașterea favorabilității pedoclimatice pentru cultura alunului este esențială în România, în primul rând pentru a evita pagubele produse de gelurile din perioada de iarnă, de înghețurile târzii din perioada de primăvară, dar și pentru adoptarea de măsuri tehnologice pentru irigarea plantațiilor în condiții, în zonele sau în anii cu veri extrem de calde și secetoase. Prin colaborarea Institutului de la Mărăcineni cu stațiunea de la Vâlcea, ONM și cu ICPA, în cadrul unui proiect, a fost posibilă obținerea cărților de favorabilitate pedoclimatică, naturale și potențate. În regim natural, cea mai mare parte a teritoriului României are o favorabilitate moderată, oscilând între zonele puțin favorabile, marcate pe hartă cu nuanțe de galben, și cele foarte favorabile, marcate cu albastru. Aplicarea irigării în plantațiile de alun, ca și aplicarea măsurilor pedoameliorative de eliminare a excesului de apă, crește semnificativ favorabilitatea pedoclimatică, astfel încât zonele favorabile și cele foarte favorabile devin predominante. Alunul are un necesar de apă mediu, oscilând între 700 și 1100 mm anual. Cu toate acestea, pentru desfășurarea optimă a proceselor de creștere și rodire, este esențial ca plantele să fie aprovizionate cu apă pe parcursul perioadei de vegetație, în acord cu consumul lor de moment. Pentru a sonda dacă alunul are nevoie de irigare în zona Mărăcinei Argeș, am ales să comparăm primul și ultimul deceniu dintr-o perioadă de 55 de ani. Încă se observă faptul că în perioada 2014-2023, comparativ cu 1969-1978, se realizează o creștere a temperaturii medii anuale cu 1,9 grade Celsius. Dar ceea ce este cel mai important este creșterea deficitului pluviometric, care aproape își dublează valoarea într-o perioadă în care se produce creșterea și dezvoltarea fructelor, dar și inducția și diferențierea la nivelul mugurilor florale. Astfel, lipsa unei aprovizionări corespunzătoare cu apă a pomilor în această perioadă va avea repercusiuni grave asupra producției de fructe, atât în anul în curs, cât și în cel ce va urma. A analiza evoluția schimbările climatice petrecute în zona Mărăcinei Argeș, am ales ca numitor comun tendința medie pe deceniu a probabilităților anuale elementelor climatice și evapotranspirației potențiale. În această perioadă de 55 de ani se observă o creștere a temperaturii a solului, în special a solului și a aerului, dar și o sporire a duratei de strălucire a soarelui, care are ca rezultat o creștere a evapotranspirației potențiale. Toate acestea se suprapun peste o stagnare a nivelului de precipitații și a umidității atmosferice, care are ca rezultat o creștere semnificativă a deficitului pluviometric. Deși există o tendință la nivel anual de creștere a temperaturilor, aceasta nu este uniformă pe parcursul anului. Pentru a evidenția acest lucru, pentru a sonda acest lucru, am ales să reprezentăm grafic evoluția temperaturilor medii pe deceniu în zona Mărăcinei Argeș.
așa cum se poate observa, cea care crește cel mai mult este temperatura maximă. Avem creșteri semnificative ale temperaturii maxime în luna februarie, în luna martie, dar ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult sunt creșterile din perioada de vară și de la începutul toamnei. Practic avem o creștere de la un minim 0,5 grade pe deceniu în lunile iunie și septembrie, până la un maxim de 0,9 grade pe deceniu în luna august. În România și numai, regimul pluviometric are o distribuție extrem de heterogenă. Această oscilație a nivelului de precipitații devine din ce în ce mai accentuată în ultimii ani și se suprapune peste o creștere semnificativă a evapotranspirației potențiale. Creează astfel o creștere a stresului hidric și termic în plantațiile pomicole, dar accentuează și problemele create de capacitatea redusă a solurilor din zona de deal de a magazina apa din precipitații pe o perioadă îndelungată. În plus, datorită acestei tendințe neuniforme a precipitațiilor, și datorită faptului că evoluția precipitațiilor nu are o asigurare statistică, nu putem vorbi despre o tendință. Prin urmare, în verile în care sunt episoade de secetă, oricât de grave ar fi acestea, nu pot fi considerate hazarduri climatice. Pe fondul schimbărilor climatice și al preconizatei încălziri globale, rapide, cu diminuarea rezervelor de apă ușor accesibilă, apare tot mai stringentă nevoia de irigare a plantațiilor pomicole. Este vorba de irigare localizată în zona în care se concentrează rădăcinile absorbante. Pe de altă parte, această irigare trebuie administrată în acord cu nevoile plantei, cu consumul lor de moment și nu numai, trebuie ținut cont ca debitul irigării să fie adaptat conductivității hidraulice a solului. Legat de această derivă tehnologică, preocupările actuale din domeniul sistemelor de irigare, adaptate particularităților structurale, morfologice și fiziologice ale speciei albun, vor fi subiectul unei prezentări susținute în cele ce urmează de domnul Grațiano Ghinasi. La qualità e la disponibilità di risorsa di acqua in particolare e da aggiungere a tutto questo anche questa lì, da tenere conto in particolare delle caratteristiche che deve avere l'impianto e in particolare la scelta delle attrezzature. La scelta delle attrezzature è molto importante perché una volta che sono state scelte poi difficilmente si può tornare indietro. L'utilizzo perché avevo voluto sia il microprocessore, l'organizzatore, questo è molto importante perché ho dato all'ASA e ho fatto un'altra installazione, è molto forte che io sono mai revenuto sopra ciò che abbiamo hotărât să cumpărăm sau per poi introducem în instalație. La mia presentazione è diciamo, organizzata in due parti. La prima parte riguarda gli aspetti tecnologici e la seconda riguarda gli aspetti legati alla gestione. Am două părți în prezentarea. Prima este legată de componentele unui sistem și a doua de modul în care gestionăm sistemul în sine. Questa spiegazione è necessaria perché l'irrigazione si compone di due fasi importanti. La prima è la quantificazione dei fabbisogni. Perché l'irrigazione ha due fasi ben distinte. Prima è l'afflare necessario lui. Quindi acqua in uscita, consumata dalla coltura. La seconda invece riguarda l'acqua che deve essere erogata al suolo. Sono due aspetti completamente diversi tra di loro, vanno saputi gestiti. E il suolo è l'elemento che mette insieme, che raccorda le due parti. Sia per il dimensionamento del sistema che per la gestione dell'irrigazione.
Il suolo è importante per la scelta delle attrezzature. L'impianto deve funzionare sempre nello stesso modo durante tutta la sua vita. La lungovienza installata adesso funziona a fela aceeași capacità e il suolo non è molto importante su questo aspetto. Quando si scelgono le attrezzature, soprattutto quando si parla di irrigazione a goccia, è importante che si crei la condizione della cosiddetta striscia continua bagnata. Discutendo di irrigazione, l'architettura deve essere rispettata molto bene, cioè si riesce linea umida. E quindi questo dipende dal tipo di suolo, dalle caratteristiche idrauliche dei suoli, e dipende evidentemente anche dalla scelta del materiale, in particolare dalle linee gocciolanti in termini di portata degli erogatori e della spaziatura degli erogatori lungo la linea, in modo da creare la continuità della striscia bagnata. Qui sono riportate delle informazioni che ci dicono qual è il criterio da seguire affinché questo possa accadere. L'irrigazione deve essere continua, sì, questo quanto è importante, certo che l'iniziatore, certo che atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!